Salutare, dragii mei prieteni! Mă bucur foarte mult să ne reîntâlnim în cadrul unui nou clip. De data aceasta vom face o etalare mai complexă, mai specială și de aceea am ales să se vadă cărțile, pentru că sunt în primul rând niște cărți minunate. O să vă placă și vouă, o să vedeți. Într-o altă ordine de idei, această citire, după cum bine știți, este o citire generală. Cu siguranță nu o să vă regăsiți toți în această citire, însă am venit acum alături de voi pentru a vă confirma sau poate infirma, cine știe, anumite abilități pe care voi le aveți. Această citire am ales să se numească citirea puterii magice. Care este puterea voastră? Care este magia din interiorul vostru? Cu ce puteți să lucrați? Cum puteți să faceți bani și așa mai departe, da? Fiecare pachet de tarot sau de oracol, mai bine zis, vine și cu o pietricică semiprețioasă. Prima variantă este ametistul. A doua variantă este tot ametist, dar un ametist cuarț, este mai deschis la culoare. A treia variantă, cuarțul de stâncă. Și a patra variantă, avem lapis lazuli. Dragii mei, înarmați-vă, sper să vă placă această citire, eu o să încerc să fiu cât se poate de coerent și cât se poate de simplu în exprimare, ca să puteți înțelege. Așa că, haideți să începem, vom începe cu prima variantă și anume ametistul. Am pus piatra aici ca să o vedeți și voi, pentru că este energia pe care voi ați ales-o. Hai să vedem care este darul vostru divin, care este abilitatea voastră. Bun! Avem numerologia, precizia, iată. Wow, un mesaj foarte, foarte important. Asta înseamnă că lucrezi deja în zona aceasta de numerologie, te pasionează numerologia foarte mult, te pasionează științele exacte, îți dorești foarte mult să ai precizie în predicțiile tale, în ceea ce le spui celorlalți, ești fascinat de numere, mai mult decât atât, am senzația că unii dintre voi chiar vă ghidați foarte mult după aceste numere. Este clar că poți fi un numerolog foarte bun, poate deja lucrezi pe zona asta, repet. Acuratețea mesajelor tale este foarte mare, ai o gândire analitică, ai o gândire logică, dar în același timp crezi în imposibil. Nu întotdeauna ai nevoie de dovezi pentru asta, nu întotdeauna aștepți aceste dovezi. Însă, dacă se poate, este foarte bine să le ai câteodată, știi? Zona de numerologie, iată, numerele sunt cele care pe tine te guvernează. Poți fi de asemenea un inginer foarte bun, poți fi un matematician foarte bun. O gândire hiperanalitică, aș spune eu, dar iată, darul tău în viața aceasta este numerologia, tot ce ține de numerologie, cât și de precizie a unor informații. Următoarea carte, Fall into my arms, surrender, holding the opposites, extremes of life. O personalitate a extremelor, într-adevăr, cred că în momentul de față îți dorești foarte mult să ai pe cineva, îți dorești foarte mult să sapi mai adânc în aceste științe, dar nu ți-ar face rău
un companion, nu ți-ar face rău o persoană care să fie alături de tine, să te sprijine, câteodată ai senzația că îți pierzi mințile, câteodată ai senzația că nu știi la ce te ajută exact tot ceea ce tu cunoști în momentul de față. Desigur, tu ai pornit pe drumul acesta pentru că ai avut anumite situații în viață ce te-au adus în zona aceea, ai căutat anumite explicații și așa ai ajuns la această știință sau la orice știință care ține de spiritualitate, însă în momentul de față simt ca și cum unii dintre voi ar vrea să abandoneze, ar vrea să se lase de lucrul acesta, ori pentru că nu se simt pregătiți, ori pentru că nu au suficiente informații, suficientă cunoaștere, este ca o amânare. Deci, observ, este o ezitare aici. Cineva ezită totuși să-și pună în practică acest dar de teamă, de frică. Astăzi îți dorești, mâine nu-ți mai dorești. Ești un om al extremelor, o personalitate a opozițiilor de cele mai multe ori. Da? Și lucrul ăsta îți dă foarte multe bătăi de cap. Următoarea carte în poziția ta, iată, avem aici Earth Star Activation, Anchoring, Grounded Action, Isis Energy, Hexagrama, precum sus, așa și jos, precum sunt gândurile tale, așa va fi și viața ta. Ai nevoie de grounding în următoarea perioadă, ai nevoie să te conectezi poate cu natura, ai nevoie să stai printre oameni. Pot exista printre voi persoane care în ultima perioadă nu au făcut altceva decât să studieze, decât să învețe, decât să stea între patru pereți. Ai nevoie să ieși, simt să-ți spun, pentru că de aceea te afli în această situație. Ce este prea mult strică de cele mai multe ori, da? Ai nevoie să-ți faci acest grounding. Ai nevoie să lucrezi cu energia asta interioară a ta și să o conștientizezi odată pentru totdeauna, fără să mai amâni. Pentru că ceea ce va trebui să vină în viața ta, sau ceea ce va trebui să faci în viața ta, vei face, să știi, mai devreme sau mai târziu. Sau, dacă nu vei face, vei rămâne cu un regret foarte mare. Iată un mesaj al oracolului Priestess, Building Your World, Creation, Expansion, Networking. Deci, mulți dintre voi ezită să se promoveze. Evitați acest aspect, vă este teamă. Cartea cu numărul 33, vorbim despre un număr maestru, vorbim despre multă intuiție, multă creativitate, multă introspecție a acestei situații. Ai nevoie să-ți construiești lumea ta proprie. Nu te compara cu nimeni altcineva. Nu ai de ce să cunoști, să spunem, pe altcineva sau să te intereseze de altcineva care, da, poate să fie dintr-o perspectivă mai bun decât tine sau mai puțin bun decât tine. Nu asta este important pentru tine. Tu ai nevoie să-ți construiești mediul tău propriu. Ai nevoie să stai în liniște, ai nevoie să-ți faci un birou, ai nevoie să-ți creezi un spațiu în care să dai frâu liber acestor daruri divine pe care tu le ai. Totul în următoarea perioadă, în luna mai, vorbește despre creativitate, despre a te extinde, despre a-ți extinde orizonturile, viziunea și, bineînțeles, să nu uităm și de zona de networking. Asta înseamnă pentru tine tot ce înseamnă online, tot ce înseamnă promovare, tot ce înseamnă comerț, tot ce înseamnă vizibilitate, da? Deci este bine să lucrezi la o pagină a ta personală, pur personală, în care oamenii să-ți cunoască povestea, să știe despre tine, să înțeleagă cum ai ajuns în acest punct, în acest moment al vieții tale și, bineînțeles, crede-mă că de acolo lucrurile vor avea propria lor socoteală. Următoarea carte în poziția ta, 3 de monede, care exprimă iarăși creația, creativitatea,
poate fi într-adevăr iarăși o zona online-ului raportată la vremurile noastre. Trei de monede arată faptul că tu îți dorești să vorbești cu cineva despre asta. Pe de o parte. Pe cealaltă parte, ai nevoie de o susținere financiară din partea cuiva și este foarte posibil să cauți soluții, chiar probabil la o instituție bancară, sau să te împrumuți de la cineva, de la un prieten. Însă, să știi că această carte vorbește întotdeauna despre cooperare, vorbește despre a mai vorbi cu cineva despre abilitățile acestea pe care tu le ai, sau cu siguranță există în cercul tău de prieteni oameni care urmează sau au urmat aceleași cursuri ca și tine. Ai nevoie să te afiliezi cu cineva, ai nevoie să te asociezi cu cineva, lucrezi foarte bine în echipă, cel puțin pentru moment, da? Cel puțin pentru moment. Dacă nu poți face lucrul acesta acum de unul singur, încearcă să cooperezi cu cineva, puneți un plan la bătaie. Scrieți-vă pe foaie, vizualizați ceea ce vreți să faceți, pentru că oricum în perspectivă simt că vorbim despre ajutorarea oamenilor. Vorbim despre a ghida, vorbim despre ajutor spiritual, ajutor emoțional, ceea ce este foarte, foarte important. Hai să vedem și celelalte cărți. Voi mai extrage aici pentru tine câteva cărți. Să vedem pe luna mai. Ți se cere să te activezi. Activează-te. Bun, și avem luna. Luna. Receptivitate. Emoțional. Senzitivitate. Vizionar. Reflecție asupra ceea ce tu ți dorești. Poate ai legătură cu cineva din zodia rac. Poate tu ești în zodia rac sau ai ascendentul luna în această zodie. Luna reprezintă toate gândurile tale, reprezintă toate feelingurile tale, intuiția, da, pe care tu o ai zilnic, însă reprezintă și acțiunile, cât și deciziile tale, fiind guvernată de zodia racului. Asta înseamnă că este foarte posibil să faci un pas înainte și doi înapoi. Da? Deci ai nevoie de această consecvență. Ai nevoie de stabilitate în zona aceasta. Energia lunii este foarte instinctuală și te face să reflectezi foarte mult la mesajele tale interioare, adică ce ai tu nevoie cu adevărat, care este natura ta, să spunem, naturală. Da? Deci baza cu care tu ai venit în lumea aceasta te ajută foarte mult să devii conștient de eul tău și să știi cum să răspunzi acțiunilor sau evenimentelor exterioare, să spunem așa. Te încurajează foarte mult să ai încredere în instinctele tale și să începi să crezi și să devii un om echilibrat. Atrage abundență, simt să-ți spun că vei atrage această abundență, însă numai în momentul în care vei fi foarte deschis către acest domeniu. Diplomele nu ne ajută la nimic pe noi. Oamenii au nevoie de tine, oamenii au nevoie de cunoștințele tale, au nevoie să vorbească cu tine. Iar tu trebuie să ieși din această cochilie, da? Pentru că, vezi tu, cartea Luna îmi arată din partea ta emotivitate, îmi apare timiditate. Nu te simți confortabil, probabil, fiind vizibil. Bine, nu cred că se simte cineva. Numărul pentru tine în luna mai, 48, iată, ce vorbește despre disciplină financiară, să știi. Investiții făcute cu cap, investiții făcute și gândite de cel puțin două ori înainte. Este clar că ai nevoie să investești mai mult în proiectul ăsta. Poate unii aveți nevoie să investiți mai mult timp, alții mai mulți bani, nu contează, însă
pe zona financiară ai nevoie să-ți cunoști foarte bine prioritățile și să știi clar care sunt urgențele în luna mai. Care sunt lucrurile importante și urgente. Ce mai poate aștepta, lasă și pe luna viitoare, pentru că nu este nicio tragedie. Următoarea carte în poziția ta avem aici Overcome. Iată. O carte superbă, 24, numărul 24, Overcome vorbește întotdeauna despre a depăși momentul acesta de evitare, de ezitare. Ai nevoie să înțelegi că este perfect în regulă să treci printr-un asemenea moment și cele mai mari genii s-au îndoit de ele, însă ai nevoie de curaj, ai nevoie să te regăsești, ai nevoie să te calmezi, ai nevoie să începi să găsești variante și soluții ca să poți ieși la lumină, da? Pentru că altfel riști să te pierzi. Riști să te pierzi și, repet, nu vei face altceva decât să îți întârzi misiunea, nu neapărat să nu o mai faci niciodată, ci pur și simplu întârzi, pentru că întotdeauna vei fi pasionat sau pasionată de domeniul acesta. Iată. Cavalerul de băte, vezi? Această inconstanță. Astăzi spui un lucru, mâine faci altceva sau spui altceva, astăzi îți dorești foarte mult, mâine parcă nu-ți mai dorești atât de mult. Ce se întâmplă? De ce există această inconsecvență în deciziile tale? Gândește-te foarte bine. Datorită lunii, emoționalul nu este bine, emoționalul nu este ok. Da? Și dacă emoționalul nu este ok, nu ai cum să iei niște decizii corecte. Da? Ai nevoie de mai multă stabilitate, ai nevoie de mai multă consecvență. Țin să spun că în următoarea perioadă cineva va veni la tine sau cineva de la depărtare, simt să-ți spun, este vorba ori despre o veste, ori chiar o persoană te va vizita sau tu te vei duce la o persoană. Este vorba despre faptul că îți spui totuși, îți recunoști această inconsecvență și neîncredere în abilitățile tale și în puterea ta, te destăinui cuva care poate fi dintr-un alt oraș sau dintr-o altă țară, însă simți și vizita unei persoane care te poate ajuta sau întâlnirea cu o persoană care te poate ajuta să treci peste momentul acesta. Acestea au fost mesajele mele pentru voi. Sper că v-a plăcut și dacă v-ați regăsit, aștept comentariile voastre și, bineînțeles, un like și un share. Vă mulțumesc foarte mult! Bine ați venit, dragii mei! Aceasta este citirea pentru voi, alegerea pachetului numărul 2, și anume ametistul, cuarțul de ametist, această piatră pe care voi ați ales-o, o piatră minunată. Hai să vedem care sunt darurile voastre, care sunt abilitățile voastre, cu ce puteți lucra în această viață astfel încât să faceți bani sau ce anume aveți nevoie să deblocați. Wow, avem cristalele, zona de vindecare. Zona de vindecare cu cristale, energia pietrelor, energia pământului, poți fi capricorn, fecioară, taur sau poți avea legătură cu cineva din această zodie. Iată, cristalele sunt cele care ție îți oferă putere. Lucrezi foarte mult cu ele, ești îndrăgostită de pietrele semiprețioase, îți plac foarte mult. De asemenea, ai o conexiune foarte puternică cu natura. Simt aici că sunteți persoane care lucrați în zona terapiilor holistice și în mod special masaj somatic, reflexogen, pietre vulcanice, bambus, văd. Vă place să fiți vindecători și unii dintre voi chiar aveți darul acesta al vindecării, îl simt foarte puternic alături de voi, pe Arhanghelul Uriel și pe Arhanghelul Rafael. Sunt persoane care au și văzut îngerul Rafael
când erau copii, este un dar al Arhanghelului Rafael pentru voi, să știți. Copiii lui au același dar ca și el, și anume darul vindecării. Așadar, ești un foarte, foarte bun terapeut. Ești un foarte bun vindecător. Nu știu ce ai făcut cu acest talent pe care Dumnezeu ți l-a oferit ție, însă dacă n-ai făcut nimic până acum, dar știi că există această abilitate înăuntrul tău, te rog să o accesezi mai mult. Water your garden. Îngrijirea corpului, iată, blândețe, odihnă, exact ce spuneam mai devreme, foarte frumos. Ofer liniște celor din jurul tău. Ofer liniște celor din jurul tău. Vorbești cu ei. Sunt mulți oameni care vin la tine și își spun problemele. Și da, te poate epuiza câteodată foarte mult. Îți fură din energie pentru că simt pe lângă tine vampirism energetic foarte tare. Oameni care se încarcă cu energia ta, dar tu ai noroc cu pietrele acestea. Pentru că tu te încarci de la tot ce înseamnă pământ, te încarci. Ești o persoană destul de împământată, ceea ce te ajută într-adevăr foarte mult. Așa cum îți spuneam, poate printre voi sunt zodii de pământ în mod special sau aveți ascendentul, dar oferi blândețe celor din jur. Îți place să ai grijă de ceilalți, îți place să te dedici, poate lucrezi într-un salon, lucrezi în industria înfrumusețării, poate lucrezi, așa cum îți spuneam, în zona masajului, da? Le oferi odihnă celorlalți, dar nu uita că și tu ai nevoie de această odihnă. I am presence. Eu sunt în prezent, eu sunt prezentul, eu sunt prezența. Ai o lumină foarte puternică și ai o conexiune cu divinitatea la fel de mare, așa cum ți-am spus mai devreme. Cu siguranță ești un copil care, sau ai fost un copil care a avut această abilitate de a vedea îngeri și demoni totodată. Însă în jurul tău se află o protecție divină și nu numai că te protejează Arhanghelul Rafael, dar și Dumnezeu are foarte mare grijă de tine, tocmai pentru că intri în contact cu foarte mulți oameni, preiei foarte mult din energia lor, ești o persoană empatică și atunci Dumnezeu a creat în jurul tău această protecție și se activează de fiecare dată când este necesar, nici măcar nu trebuie să faci tu ceva în sensul acesta. Conexiunea dintre tine și divinitate, așa cum îți spuneam, este foarte puternică. Este o conexiune directă, este o conexiune blândă, o conexiune bazată pe încredere și pe dragoste. Ți s-a dat o misiune destul de dificilă, însă cu siguranță tu o duci pe umeri foarte bine. Curajul. Iată, curajul, puterea, ești o persoană neînfricată, ești o persoană familistă, ești o persoană tradiționalistă, ești o persoană plină de curaj și chiar te avânți așa câteodată în niște lucruri riscante pe care unii le-ar putea considera nebunești. Și tu așa ai fost toată viața, aceasta a fost firea ta. Știi foarte bine când să iei o decizie pe bază emoțională și când să iei o decizie pe bază rațională. Vindeci numai prin atingere, dacă atingi pe cineva, în mod special dacă îi atingi mâna sau umerii sau zona gâtului, pentru că o simt foarte tensionată zona gâtului, nu știu dacă la tine sau la persoanele cu care tu lucrezi există această afecțiune, afecțiunea ale coloanei, ale șoldurilor, da? Dar o presiune foarte mare pe ceafă. Putere, ți se oferă putere, așa cum îți spuneam, deci Dumnezeu te încarcă, Dumnezeu te protejează, există o lumină, există foarte mult galben în jurul tău, foarte, foarte mult galben văd în jurul tău, galben și roz,
Rozul acela vine din inimă, vine din chakra inimii la tine. Este o legătură care se creează între tine și persoana pe care tu o vindeci. Interesant, foarte frumos. 7 de monede. Iată, o altă abilitate pe care tu o ai este răbdarea. Nu ești un om avar, nu ești o persoană avară, nu ești o persoană care umblă după material. Ba mai mult decât atât, simt că unii dintre voi ați făcut multe lucruri gratuite, în mod gratuit pentru oameni. 7 de monede arată serviabilitatea ta, arată curajul tău, arată faptul că indiferent cât de obosit sau obosită ești, tu investești foarte mult în ceea ce faci. Și întotdeauna ai răbdare. Ești conștient de faptul că răbdarea este una din cheile către succes, dar și către liniștea sufletului. Nu te grăbești, nu te grăbești absolut deloc. Nu te grăbi, dar nici nu întârzia, da? Repet, dacă nu ți-ai pus aceste abilități în, la treabă, este cazul să o faci, da? Dumnezeu te anunță în permanență de prezența Lui. El îți spune întotdeauna, sunt prezent, sunt aici, sunt alături de tine. Bun, iată, casa noua foarte activă și casa 8-a iarăși foarte activă la tine în următoarea perioadă, vorbim despre luna mai, deși nu neapărat această etalare are o valabilitate. Casa 9 din astrologie și casa 8, 8 și 9, este clar că te afli într-un proces de transformare, poate vrei să mai aduci ceva. Vorbim despre planul metafizic, vorbim despre tot ce înseamnă misticism, transformare, îți dorești poate să mai înveți ceva, îți dorești să mai intri într-o altă cunoaștere sau probabil într-o altă terapie. O persoană foarte spirituală, tu ești o persoană foarte spirituală cu niște daruri extraordinar de frumoase, dar care te pun și în fața unor responsabilități destul de mari. Avem zona scorpionului, clar te tragi dintr-o familie cu moștenire spirituală, poate chiar ocultă. Și așa cum îți spuneam, sunt foarte active în luna mai la tine, deci casa 8 asta înseamnă că ceva aici la tine se regenerează, se transformă, intri foarte mult în zona ocultului, studiezi și cred că te vei împăca cu cineva în luna mai. Este o persoană cu care tu te-ai certat sau cu care ai avut diferite divergențe, însă să știi că te vei împăca cu această persoană. Creștere, expansiune, moștenire, bani, foarte activă casa banilor la tine. Dacă ai nodurile lunare, dacă te afli în poziția asta, dacă îți cunoști nodurile lunare, casele 2-8, da? Casa 8-a foarte activă în următoarea perioadă. Casa noua, pe de altă parte, o casă guvernată de săgetător, călătorești, te extinzi, te dezvolți, avansezi, vorbim despre higher knowledge, despre înalta cunoaștere, spiritualitate. Casa noua este casa spiritualității, este casa religiei, a filosofiei de viață. Iată, un puternic impact aici la tine pe casa noua. Te culturalizezi, înveți, ești un intelectual, o intelectuală, îți plac cărțile. Ești o persoană spirituală, nativ, deci nativ există aici la tine niște daruri, da? Ai capacitatea de a înțelege științele abstracte, ai capacitatea de a intra foarte mult în filosofia de viață, în religie, în dogme, de ce nu? Este foarte posibil unii dintre voi să fie avut această experiență dogmatică, da? Îți place să cunoști despre univers, despre oameni, despre îngeri, despre tot ceea ce ne conjoară, dar în mod particular despre suflet.
casa noua și casa opta foarte activă la tine. Sacred Rage. Iată, mânia adunată în interiorul tău. Aici, să știi că este un mesaj foarte important pentru tine, care mi-a venit acum, și anume, nu aduna această mânie în interiorul tău. Ți se spune să îți faci curățări cât mai dese, rugăciuni cât mai dese, pentru că există un foc acolo înăuntrul tău ce tot mocnește, tot mocnește. Am senzația că tu nu ai cu cine să vorbești despre lucrurile care pe tine te frământă. Îi asculți pe ceilalți, îi vindeci pe ceilalți, însă parcă pentru tine nu există vindecător. Deci ai nevoie să scoți focul acesta care pur și simplu te arde. Transformă-l. Iată, avem o carte tot a transformării de data aceasta, da? O alchimizare, să zicem, a suferinței. Poate ai trecut printr-o suferință, ai avut parte de o suferință, ai avut parte de un break-up, de o dezamăgire foarte mare pe zona de dragoste și cred că experiența aia practic te-a dus către zona de spiritualitate. Chiar dacă tu ai avut-o, repet, nativ. Hai să vedem numerologic care este numărul care... Relationship change. Foarte frumos. Relațiile tale se schimbă dacă te afli într-o relație și simt că există aici o persoană care vrea să își părăsească partenerul și se gândește la asta cam de vreo 2 luni de zile. Ai nevoie de această schimbare, să știi, pe zona relațiilor. Se va schimba și relația ta de iubire. Vei cunoaște oameni noi. Te văd în cercuri de genul, dacă nu te afli deja, te văd în anumite cercuri spirituale, ezoterice. Îți place foarte mult, te vei încărca de acolo, îți vei face foarte multe cunoștințe, da? Totul vorbește despre zona spirituală, să știi, și despre relația pe care o ai tu cu tine, pentru că știi cine ești, pentru că ai apelat la un astrolog sau pentru că ai apelat la numerologie, cine știe... Știi cine ești. Și pentru că știi cine ești, nu vei mai permite unor oameni să te rănească sau să te ducă iarăși în întuneric. Șapte de monede. Încă o dată 7, 7, 7. Un număr foarte puternic amprentat karmic, să știi, 7. În continuare dai dovadă de răbdare, vei avea rezultate foarte bune, să știi, foarte bune, și îmi place că investești în ceva foarte solid. Mulți dintre voi veți rămâne pe zona asta de healing, de vindecare, de terapie, însă mulți vă veți îndrepta către științe mai înalte. Astrologie, numerologie, ocultism în general, da? Ca să nu mai dau nume. Ocultism în general. Vreți să mergeți acolo și să faceți ceva cu adevărat? Vreți să vă îmbunătățiți cunoașterea pe care o aveți și cu siguranță veți reuși. Îți mulțumesc foarte mult că mi-ai fost alături. Sper ca toate aceste mesaje să te ajute și dacă ți-a plăcut, te rog să-mi dai un like și un share. Pe mine mă ajută foarte mult. Mergem mai departe. Salutare, dragii mei! Suntem la varianta cu numărul 3. Voi ați ales cristalul de stâncă. Iată-l aici. Hai să vedem care sunt darurile voastre. Care sunt abilitățile voastre. Fortune Cookie. Nu știu dacă știți, dar Fortune Cookie vine din China. Este vorba de un switch, despre un schimb de experiență și simt să-ți spun aici că cea mai mare putere a ta și cea mai mare abilitate a ta este intuiția.
intuiția. Nu știu cât de mult ai ghidat pe ea până acum, dar îți spun sincer treaba asta. Intuiția ta este foarte puternică, este foarte posibil să lucrezi cu oamenii, bineînțeles, și să faci acest schimb de experiență, să împărtășiți experiențe de tot felul. Poate lucrezi în domeniul divinatoriu. Sunt multe întrebări încă pe care tu le ai și la care cauți răspuns. Vreau să-ți spun că în următoarea perioadă, într-o perioadă scurtă de timp, vei primi un cadou, așa simt să-ți spun, un cadou, sau pur și simplu este chiar o avansare aici la tine. Te așteaptă un moment de fericire și în curând vei primi aprecierea unei persoane. O persoană îți va spune că te apreciază foarte mult, că îți mulțumește foarte mult, că i-ai fost alături și va încerca să-ți întoarcă favorul. Unii dintre voi aveți abilități premonitorii, aveți darul premoniției, vedeți în viitor, însă vedeți frânturi. Și inițial nici voi nu ați înțeles ce se întâmplă cu voi. În perioada adolescenței mă refer aici, când ați început să aveți acele frânturi. Da? La unii oameni vedeți anumite lucruri, sunt ca niște imagini care rulează foarte repede în mintea voastră acolo. Big picture thinking. Vizionarul. Vizionarul și, bineînțeles, idei foarte inspirate. Poate sunteți vărsători sau gemeni. Întotdeauna încerc să privești tabloul pe ansamblu. Tu întotdeauna îți place să vezi situația respectivă din afară, de la distanță. Ești foarte inspirat, ai niște idei foarte bune de regulă, îi inspiri pe ceilalți, deci poți să fii un exemplu. În zona de online chiar, poate oamenii se simt inspirați de tine, te caută, te plac, vor să arate ca tine, vor să vorbească cu tine, să primească consiliere din partea ta. Ești o persoană cunoscută în mediul ăsta, simt să-ți spun, o persoană publică chiar, care lucrează cu oameni importanți din politică sau din zona media și le-ai spus niște lucruri despre viețile lor. Chiar le-ai spus niște lucruri despre viețile lor, care așa s-au întâmplat. Dar ești într-adevăr un vizionar. Puterea ta de anticipare este foarte mare și asta datorită intuiției pe care o ai. Dumnezeu ți-a dat acest dar. Heart of Source, iată. Inima, sursa energetică. Vorbim despre dragoste necondiționată, vorbim despre acceptare necondiționată, serenitate. Nu judeci pe nimeni, deși cunoști atâtea povești și atâtea amănunte, poate, din viețile celorlalți, pentru că oamenii ți se confesează, oamenii au încredere în tine, iar tu te străduiești să nu-i judești, te străduiești să-i accepți pe toți, ești de acord cu diversitatea, ești de acord cu libertatea. Poate chiar sunteți apărători ai acestor drepturi, poate lucrați în anumite ONG-uri. Inima ta este plină de compasiune, este plină de dragoste, este plină de iubire. Dar pe undeva pe acolo, câteodată îți pierzi conexiunea cu sursa. Simt să spun aici pentru unii dintre voi
că darul acesta v-a cam epuizat, adică energetic vorbind nu sunteți foarte, foarte bine. Câteodată se întâmplă să pierdeți conexiunea, este ca o frecvență care se reduce cu divinitatea și asta datorită faptului că ori lucrați foarte mult, ori îndepliniți task-uri care vă sunt destul de grele și le faceți singuri, da? E ceva aici care se slăbește câteodată, da? Este ca o energie care slăbește în putere. Portal. O minte nesfârșită, o minte infinită, gânduri infinite, da? Trezire spirituală, avem aici conștiință. Sunteți persoane care mergeți pe tot felul de terapii, îi ajutați pe ceilalți să se trezească la realitate, să-și trezească conștiința, o conștiință trează, poate faceți regresii, da? Aveți această zonă portalului, aveți o comunicare cu cineva de dincolo, cineva vă călăuzește de dincolo, vă transmite niște mesaje legate de fiecare persoană în parte. Cartea cu numărul 1, deci deschiderea, inițierea, poți face cursuri de reiki, poate inițiezi pe ceilalți în reiki, da? Yoga, iarăși simt aici persoane care fac yoga. 5 de bâte, iată provocările și diferențele de gândire, diferențele de comportament. Acestea sunt cele care pe tine te-au epuizat de cele mai multe ori. Trecând prin toate poveștile oamenilor, ți-ai dat seama cât de diferiți suntem, ți-ai dat seama de câte provocări are omul în viață. Au fost niște evenimente și în viața ta care la un moment dat te-au făcut să te retragi, însă ai revenit pentru că nu ai avut încotro. Până la urmă asta este misiunea ta. Vorbim poate despre faptul că ai luptat foarte mult pentru ceea ce tu ți-ai dorit. Ai luptat întotdeauna să ieși la suprafață sau ai luptat pentru ceilalți foarte mult și mai puțin pentru tine. Și când mă refer la luptă, mă refer la a le arăta cu adevărat cine sunt ei. Da? Poate te-ai implicat foarte mult, așa simt, te-ai implicat foarte mult în procesul ăsta și câteodată vezi tu te drenează de energie. Deși energia ta este cumva infinită, nelimitată, câteodată, repet, frecvența aceea se reduce, deci ai nevoie să înțelegi către cine să te duci și către cine să-ți ofere ajutorul și cine merită energia ta, cine merită timpul tău. Pentru că dacă într-adevăr te afli în poziția aceasta de a vedea viitorul, într-un fel sau altul, sigur, poate fi foarte epuizant. Da? Și oamenii te caută pentru că oamenii vor să știe ce îi așteaptă, deși viitorul nu este trasat neapărat. Viitorul se creează din prezent. Cartea Luna a căzut și la prima variantă. Da. Mulți dintre voi în această poziție și această alegere pe care ați făcut-o aveți luna în scorpion, exact așa cum v-am spus la începutul citirii. Există scorpioni, vărsători, gemeni, unii dintre voi, însă foarte, foarte puternic aspectul lunii în zodia scorpionului. Da, și luna în scorpion întotdeauna aduce această adâncime și această profunzime a simțirilor. De foarte multe ori dă cu tine de toți pereții această lună în scorpion.
o receptivitate și o și un sistem emoțional construit parcă special pentru a avea premoniții, a simți foarte mult energiile celor din jur. De aceea și spuneam mai devreme că preiei foarte mult din energia celorlalți, te implici foarte mult în viețile lor și îți dorești foarte mult să le rezolvi situațiile, ceea ce te poate epuiza foarte, foarte mult. Da? Simt aici nevoia de afecțiune foarte mare la tine. Ești o personalitate extraordinar de intuitivă, extraordinar de intuitivă și de vizionară, însă și gândești foarte mult. Mintea ta nu prea se oprește din a gândi. Te-aș ruga să ai grijă în următoarea perioadă la excese, de orice fel ar fi aceste excese, pentru că ești o persoană foarte senzuală, ești o persoană foarte atractivă. Tu observi oamenii și lucrurile așa din mers, deci pur și simplu captezi totul din mers. Ești o persoană dinamică, câteodată faci foarte mult, adică într-o zi îți îndeplinești toate taskurile și chiar mai mult de atât. Seara pur și simplu cazi ca o bucată de lemn. Ești o persoană foarte disciplinată, îți place foarte mult ordinea și disciplina, poate ești o persoană obsedată de curățenie, da? Și admir foarte mult oamenii îngrijiți, oamenii care au grijă de ei și de corpul lor. Pe alocuri poți fi, desigur, idealist, poți visa foarte mult, dar poți să fii și determinat. Cu siguranță te-ai întâlnit pe parcursul vieții cu oameni care ți-au spus că te schimbi foarte repede, că ești inconsecvent, că nu știi ce-ți dorești sau că ești prea visător. Ei bine, faptul că tu ai avut și ai această unicitate, eu consider că te-a scos din foarte multe situații extrem de grele. Așa că apreciază-te pe tine exact așa cum ești. Luna în Scorpion, iată, ocultismul, ezoterismul, privești și vezi în viitor, ai o imaginație extraordinar de bogată, o sensibilitate extraordinar de mare, care bineînțeles că te ajută foarte, foarte mult, dar pe cealaltă parte te consumă. În momentul de față, numărul 91 pentru următoarea perioadă din viața ta vorbește despre surrender, abandonează. Eu aici ți-aș spune mai degrabă să faci o pauză. Fă o pauză. Fă o pauză pentru că simt să-ți spun că urmează un nou nivel pentru tine. Nu vei mai face cel puțin o parte din activitatea pe care tu o faci în momentul de față. Știu că îți pui foarte multe întrebări acum, repet. Și cred că îți analizezi foarte mult activitatea pe care o ai, analizezi foarte mult dacă merită să faci treaba asta, dacă oamenii înțeleg, dacă nu ești privit ca un nebun sau o nebună. Sunt foarte multe lucruri care în momentul de față îți dau bătăi de cap și de aceea, iată, activitatea psihică roșu, de aceea îți spun să faci o pauză. Pe de altă parte, pe zona sexualității, a impulsurilor, da, care sunt naturale până la urmă, puțină grijă pentru că l-avem și pe Venus în Berbec în perioada aceasta. Simt o impulsivitate, simt faptul că instinctele tale sunt mai puternice în această perioadă. Așa că ai grijă la aceste impulsuri. De asemenea, pot apărea discuții, să zicem, aprinse cu o persoană sau cu anumite persoane din jurul tău. Nu te grăbi și nu ți lua mai mult decât poți tu să faci. Da? Deci despre asta vorbește această carte, Surrender. Nu ți lua mai mult decât poți tu să faci pentru că ajungi la epuizare.
Ether, cartea cu numărul 12. Poate unii dintre voi sunteți născuți în zodia, în ziua 12. Da. Bun. O carte, iată, a transformării, o carte ce mie îmi sugerează că ai nevoie să respiri. Deci ai nevoie de un respiro, dragul meu sau draga mea. În zona plămânilor, acolo sunt niște probleme, poate probleme de respirație, nu respiri corect. Însă această carte, în principiu, vorbește despre alchimizare și despre transformare. Ai nevoie de aer curat, ai nevoie de un aer nou în viața ta. Ai nevoie să respiri aer curat. Și îți spun asta pentru că simt că pe plămânii tăi stau așa niște energii reziduale care te tot apasă, te tot apasă. Încearcă să stămâiezi zona respectivă, da? Încearcă să, sau să-ți aprinzi un bețișor de mir, de ceva în zona plămânilor, puneți o piatră semiprețioasă, poți să-ți pui și citrin, poți să-ți pui și turcoaz pe zona plămânilor. Da? Pentru că te simt sufocat, parcă este cineva sau ceva care te sufocă și de aceea spun că ai nevoie de această pauză. Bun. 8 de spade, iată. 8 de spade. Da. Blocajul îți face rău cu propriile tale gânduri, îndoială simți și, așa cum îți spuneam la început, chiar te gândești dacă mai merită să faci lucrul ăsta, dacă oamenii înțeleg, dacă este nevoie de tine. De tine este clar nevoie, însă oamenii întotdeauna înțeleg ceea ce vor ei să înțeleagă și nu mai este responsabilitatea ta. Simt că ți este frică să nu fii judecat. Îți este frică să nu fii pus la zid. Îți este teamă să fii diferit sau să fii așa cum ești tu. Riscă. Până la urmă au fost oameni care au murit pentru autenticitatea lor. Au fost oameni care nici de cum nu s-au lăsat intimidați de judecățile celorlalți. Este greu, într-adevăr, și mai ales că ești o persoană atât de sensibilă și simți foarte mult energiile exterioare, chiar și pe cei care nu-ți spun sau nu sunt lângă tine, tu simți o energie și te simți judecat, te simți constrâns, te simți privit de către persoane care nu sunt neapărat bine intenționate. 8 de spade, ieșirea la suprafață, da? Și încearcă totuși să nu mai hiperanalizezi atât de mult. Tu ești singurul care se poate dezlega de această energie, da? Eu zic să faci o pauză și să revii cu forțe proaspete și să înțelegi că darul tău este apreciat doar de anumite persoane, nici de cum de o majoritate. Cam acestea sunt mesajele mele pentru tine, sper că ți-a plăcut și dacă ți-a plăcut și te-ai simțit încurajat de aceste mesaje, aștept comentariul tău, aștept comentariile voastre în secțiunea de comentarii, bineînțeles, și dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like și un share, eu vă mulțumesc cu recunoștință. Trecem mai departe. Salut, dragii mei! Am ajuns și la varianta voastră. Voi ați ales piatra lapis lazuli în formă de inimă. O piatră minunată, este o piatră superbă. O piatră superbă. Hai să vedem care sunt darurile voastre, dragii mei. Care sunt abilitățile voastre?
Oracle, Wisdom. Aici avem persoane care se ocupă cu arta divinatorie. Avem persoane care fac tarot. Avem persoane care probabil văd diferite lucruri în apă, în foc, în cristale, în cărți. Ești o persoană foarte înțeleaptă. Ești o persoană cu o înaltă cunoaștere și cu o puternică abilitate de a intra foarte mult în cunoștințe destul de grele, destul de greu de înțeles pentru majoritatea, cunoștințe complicate, complexe, exacte, înalte. Da? Care necesită o atenție foarte, foarte mare. De asemenea, simt să spun că ești o persoană cu un chip foarte frumos, luminat, cu niște ochi foarte bine conturați, pronunțați, negru, maro, văd. O persoană care de mic copil a avut o iubire față de Dumnezeu și față de tot ce înseamnă spiritualitate, însă nu o înțelegeai, bineînțeles, doar o simțeai. Este foarte posibil unii dintre voi să fiți copii indigo, oameni care sunt aici ca să schimbe mentalități, să schimbe comportamente și lupta voastră este una foarte, foarte grea, foarte grea. De asemenea, sunteți oameni pasionați de cărțile de tarot, de tarot în general, tot ce înseamnă tarot, oracole, îngeri și simțiți că nu aparțineți acestor locuri. Încă de când erați copii, ați simțit că nu aparțineți acestor locuri, că sunteți dintr-un alt univers, că probabil veniți din cerul al nouălea, mulți dintre voi. Deci destul de aproape de divinitate și v-ați întrupat aici în existența aceasta pentru a ajuta pe ceilalți, pentru a-i ghida, pentru a le arăta adevărul din ei, nu neapărat un adevăr general valabil, adevărul din ei, să fie ei, să fie autentici. Voi sunteți oameni care luptați foarte mult pentru autenticitate, pentru originalitate. Nu vă plac imitațiile de nicio culoare. Mai mult decât atât, sunteți persoane care tot ce aveți în casă este unic cumva. Este vechi, este vintage, va atrage zona de artă. Simt aici și văd mobilă din secolul al XVII-lea sau al XVIII-lea. Te simt o persoană boemă, te simt foarte mult atras către dans, către muzică, către sunete, către natură, către cer în mod special, cer, nori. Și ești foarte mult cu mintea nori, așa ești de când erai copil. Da? Există o familie spirituală ancestrală pe care tu o ai și ți-au oferit darul acesta al expresiei. Și când spun darul expresiei sau darul expresivității, mă refer la faptul că tu nu îți poți masca sentimentele. Tu nu îți poți truca într-un fel expresiile feței. Dacă minți, ai această mustrare de conștiință teribilă, dar de regulă nu prea poți să minți, pentru că ești un copil al adevărului. Dacă ești entuziasmat, fericit, de asemenea se vede, tu râzi cu toată inima, râzi cu toată inima. Oamenii sunt îndrăgostiți de zâmbetul tău, în primul rând. Văd un zâmbet foarte larg pe fața ta. Văd niște ochi mari. Și oamenii sunt efectiv fascinați de modul în care tu zâmbești. Sunt fascinați de dantura ta. Sunt fascinați de chipul tău. Este ca și cum ei recunosc că nu faci parte din universul ăsta, poate chiar ți s-a spus, am senzația că tu nu ești de aici, tu nu ești din lumea asta. Ei bine, chiar nu ești din lumea asta, iar misiunea ta este una destul de grea, așa cum ți-am spus, pentru că tu ești cel care dă naștere noilor idei.
ești cel care face și va face întotdeauna lucruri originale și bineînțeles că lucrul ăsta poate fi privit cu scepticism de către ceilalți, poți fi foarte judecat. Nu știu cât de mult te interesează pe tine judecata celorlalți, dar tu știi clar ce ai de făcut și știi chestia asta încă de când erai copil. Destinul tău cumva este, să zicem, trasat și spun asta nu pentru a-ți lua liberul arbitru, dar cumva destinul tău este deja scris, să știi. Desigur, sunt evenimente pe care tu ți le creezi singur. Tu ai această libertate de a trăi ceva sau de a nu trăi ceva. Însă, din punct de vedere spiritual și din punct de vedere social, destinul tău este cumva scris, așa simt să-ți spun. Ai un ajutor foarte mare din partea unor îngeri destul de avansați, mari. Îl simt aici pe Arhanghelul Uriel și pe Arhanghelul Metatron foarte puternic la tine în etalare. Poate lucra cu acești îngeri. Iată, exact ce spuneam mai devreme, Temple of Truth, templul adevărului. Din acest univers vii tu. Din imaginea astea vii tu, să știi. Vorbim despre chakra gâtului, deci ai o voce foarte frumoasă, o voce atrăgătoare. Cu siguranță ai un talent la cântat. Ai voce, ai ureche muzicală. Ești îndrăgostit de limbile străine. Îți plac foarte mult limbile străine. Dacă ai putea să vorbești 20 de limbi străine, cu siguranță ai face-o. Cred că și astăzi înveți. Unii dintre voi învățați încă limbi străine. Ai un dar al comunicării, știi să te exprimi, da? Iată, și în această carte avem cuvântul expresie, expresivitate. Ai o față frumoasă, un chip frumos. Simt aici un fel de androgin, aș putea să spun, da? O voce care atrage, un timbru vocal care atrage foarte mult, ai autenticitate și pur și simplu te exprimi natural. Te exprimi natural și oamenii iubesc asta la tine. Naturalețea aceasta o iubesc. O iubesc pur și simplu și alții o condamnă, de fapt sunt invidioși, nu neapărat că o condamnă, sunt foarte invidioși pe felul tău de a fi. Sunt foarte invidioși pe modul tău de gândire, de cum arăți. Aud aici, uite-te și tu, parcă i-a turnat ulciorul de noroc pe el sau pe ea. E și frumusețe, și inteligență, și înțelegi ce vreau să spun? Exact asta aud. Deci ești foarte invidiat. Foarte invidiat. Însă pentru tine adevărul este elementul pentru care tu lupți în această viață, să știi. Urăști nedreptatea, nu-ți place să vezi copii suferind, bătrâni mai ales. Cu adulții nu neapărat ai tu o afinitate, dar cu copiii și cu bătrânii, da. Cu cei care sunt singuri, la fel, ai o empatie față de ei, o simpatie. Îți place să ajuți, ești foarte săritor, te dedici foarte mult celorlalți, dar și în momentul în care observi că ajutorul tău nu este apreciat și că persoana respectivă nu-și schimbă viața, te retragi. Te retragi fără să spui absolut nimic, pur și simplu lași așa lucrurile să se distanțeze. Foarte frumos! Ești în căutarea echilibrului și cred că acest echilibru tu-l cauți de mult timp. Este foarte posibil unii dintre voi să căutați acest echilibru încă de când v-ați născut, ca să zicem așa, și tot vi se pare că nu l-ați găsit în totalitate. Nici nu cred că există acea etapă, să spunem, în care
noi suntem echilibrați perfect, adică trăim așa într-o armonie perfectă. Nu prea cred în lucrul ăsta. Însă, clar, ești un om care își dorește să fie stabil și ești un om destul de ferm, adică nimeni nu te poate convinge de ceva. Tu ești foarte fidel credințelor tale. Ești foarte... tu știi foarte bine despre ce vorbești și ce spui. Ești foarte sigur pe tine. Asta nu înseamnă neapărat că te face mai puțin maleabil în perspectivele celorlalți. Desigur, le respecti, dar tu le ai pe ale tale. Da? Deci tu le ai pe ale tale. Tu îți găsești echilibrul în anumite chestiuni destul de originale și ele, da? Și întotdeauna vei sta ferm în fața provocărilor, îți vei apăra foarte mult punctul de vedere, repet, fără să calci pe părerea celuilalt, dar te respecti pe tine foarte mult și îți respecti foarte mult opiniile tale, tocmai pentru că tu vii de undeva dintr-un viitor, iată această imagine, da? Ești plin de emoție, ești plin de intuiție. Mă duce cu gândul la Lamuria, toată cartea asta. Tu venind din viitor anticipezi, deci anticipezi foarte bine acțiunile celorlalți și cumva anticipezi și acțiunile tale, bineînțeles. Stabilitate. Stabilitate este tot ceea ce tu ți-ai dorit de fapt toată viața. Nu știu dacă neapărat ai și avut, dar asta ți-ai dorit, clar, asta îți dorești și în momentul de față. Ești persoana fidelă. Și mai ales într-o prietenie mergi până la sacrificiu. Dacă iubești persoana respectivă și există respect acolo, mergi până la sacrificiu pentru o altă persoană. Foarte frumos. Iată, nevoia de dreptate, da? Justice. Penelope. Bun. Ești un apărător al dreptății, ești un apărător al autenticității, al originalității, al diversității de orice natură, pentru că ești conștient de faptul că fără diversitate nu ar putea exista dezvoltare. Tu venind dintr-un viitor, intuitiv știi către ce se îndreaptă această lume. Chiar știi către ce se îndreaptă această lume și cumva încerci să mai salvezi ceea ce ține de tine și să mai salvezi anumite persoane, anumiți oameni. A fost un moment în viața ta când ai încercat să-i salvezi pe toți și lucrul ăsta te-a epuizat, însă ai înțeles mesajul, ai înțeles că tu nu ești pentru toată lumea, ai înțeles că nu toată lumea merită cumva salvată, trebuie să și dorească să fie salvați. Pentru că aveai totuși această tendință de a te duce neinvitat fiind, da? Ai învățat lecția, ai învățat-o și ai mers mai departe. Nevoia de dreptate, repet, ești o personalitate foarte justițiară, ești câteodată foarte autoritar, poți părea foarte rece sau dur câteodată. De ce? Pentru că dacă mesajul tău nu este înțeles, dacă, repet, tu ți-ai pus acolo toată energia ta și te-ai implicat foarte mult și vezi că nu se întâmplă nimic, desigur reacționezi. În același timp, tot ceea ce faci, încerci să faci cât se poate de corect, cât se poate de etic, ești o persoană perfecționistă și cred că perfecționismul ăsta de cele mai multe ori îți pune piedici, pentru că, desigur, tu vrei să iasă totul perfect, dar asta înseamnă pentru tine foarte multe struggle-uri, da? Ca să le zic așa. Nu găsesc acum cuvântul în limba română. Te frământă foarte mult atunci când ceva nu iese. Da? Poate ar trebui să mai renunți la acest perfecționism, deși știu că este o stupiditate ceea ce spun acum și ceea ce îți spun ție, adică să renunți la o latură pe care tu o ai. Însă, ok, știu, nu poți să renunți la ea, însă câteodată încearcă să nu mai fii chiar atât de perfecționist. Există frumusețe și în greșeală. Bun.
Ascendent în Capricorn, poate sunteți unii dintre voi care au acest ascendent în Capricorn, și soarele în Pești. Foarte frumos. Te-aș ruga să ai grijă în următoarea perioadă la anumite dureri, articulații, da? Simt aici zona feței, iarăși o simt. Și iată, deci poți fi în acest ascendent al Capricornului sau poți avea soarele în Pești sau poți avea ascendentul în Pești. Clar, o persoană foarte, foarte spirituală. Dacă nu vă regăsiți, dragii mei, nu este nicio problemă, mergeți mai departe. Aceste două cărți vorbesc despre conexiunea cu tot ce înseamnă religia avansată. Mă gândesc acum și la OZN-uri. Da. Deci tu vii dintr-o altă galaxie, vii pentru a învăța pe oameni că este nevoie să respecte niște reguli, chiar și acele reguli nescrise. Ești aici pentru a le arăta că natura este de fapt o parte din Dumnezeu. Admirând natura și respectând natura, respectăm Creatorul. Ești aici pentru a le arăta celorlalți că nimeni nu trebuie judecat. Fiecare are autenticitatea lui, fiecare are menirea lui, fiecare are misiunea lui, fiecare are lecția lui și așa mai departe. Când vom învăța să ne respectăm unii pe ceilalți? Când vom învăța odată pentru totdeauna că suntem toți aici veniți cu un scop? Ești pe principiul de ce să ne războim când putem să ne împrietenim, de ce să ne certăm când putem să lucrăm împreună, ceva de genul ăsta, da? Ești o persoană foarte sociabilă, dar te și retragi când este cazul. Poate sunteți unii dintre voi care activați în domeniul medical, vă simt aici ca și energie, lucrați cu oameni foarte bolnavi, dar și voi să știți că aveți darul acesta al vindecării și văd că sunt persoane printre voi care îi trec pragul în lumea de dincolo pe unii muribunzi. Chiar vă rog să-mi lăsați în comentarii dacă vă regăsiți, chiar sunt curios. Bun, misticism, sistemul emoțional, senzitivitate, spiritualitate, acestea sunt darurile cu care tu ai venit în această lume. O emotivitate câteodată da ieșită din comun, probabil te-ai războit foarte mult cu emotivitatea asta, însă iarăși este un aspect pe care tu trebuie să-l accepti. Simt că unii vă înroșiți la față așa câteodată, dar este un dar. Este un dar pentru că timiditatea vine la pachet cu introvertirea și cu sensibilitatea. Sistemul simpatic la tine este iarăși foarte dezvoltat, așa cum spuneam, sensibilitate față de oameni, o capacitate foarte înaltă din punct de vedere spiritual, ai șanse foarte mari să ajungi la un moment dat călugăr, călugăriță, pusnic, chiar pusnică. Deci există aici un sistem foarte, foarte înalt de credințe. Inteligența ta emoțională o depășește cu mult, cu mult pe cea rațională, da? Și crede-mă că inteligența emoțională este mai importantă decât inteligența rațională. Multe talente care țin de zona emoțională, care țin de zona artistică, care țin de zona frumosului, a frumuseții, a îngrijirii, abilități foarte puternice de manifestare, de aceea te rog să ai foarte mare grijă la gândurile tale. Nu prea ești dependent sau dependentă de ceilalți, este un mare plus, pentru că experiențele te-au învățat să fii așa și oamenii se miră de faptul că tu nu-i cauți, nu le scrii, nu ești dependent de cineva, iar știu că pe cei dependenți cumva tu îi compătimești. Pentru că îți dai seama că le este frică de ei înșiși, că le este frică să nu rămână singuri, deși tu le tot explici și le spui că singurătatea este așa și pe dincolo, dar
cine înțelege, înțelege, cine nu, nu. Ești o persoană modestă și o persoană destul de răbdătoare, o persoană altruistă. Deci iată, foarte, foarte multe daruri. Scopul tău este acela de a crea soluții pozitive, da? Și de a le arăta oamenilor cărarea, de a le arăta oamenilor adevărul din interiorul lor, de a-i destupa din punct de vedere mental. Revin iarăși la vorba că este foarte, foarte greu, dar eu cred că ți-ai asumat această misiune. Și avem cartea cu numărul 27, Our Song. Probabil este un cântec pe care tu îl tot asculți la infinit. Este o melodie care ție îți place foarte mult și care îți aduce aminte de cineva. Sau pur și simplu trăiești așa într-un scenariu al tău. Trăiești într-un film al tău, încă de când erai copil. Poate ți s-a părut că chiar faci parte dintr-un scenariu, dintr-un film. Și perioada asta reasculți acea piesă. Reasculți piesa aceea pentru că îți face foarte, foarte bine. Iată, avem în următoarea perioadă numărul 26, ce vorbește despre un parteneriat în dragoste, dar nu numai. Aici putem vorbi despre o dragoste. O poți trăi acum, poate ai întâlnit persoana potrivită sau în curând se va întâmpla aspectul acesta. Este clar că singurul aspect pe care tu mai ai de bifat aici este dragostea. Sau a fost dragostea și ai bifat-o și pe asta, da? Ești conștient sau conștientă de faptul că oricât de solitar ai fi sau solitară, ai nevoie de cineva în anumite momente. Nu te agăți, nu ești dependent sau dependentă, dar ai nevoie de afecțiune pentru că îmbrățișările vindecă și ai și tu nevoie de această vindecare. Pentru că, repet, nu este ușor să trăiești pe lângă oameni cu anumite energii, tu să lucrezi cu ei și ei să-ți lase acele reziduri, da? Ai și tu nevoie să te încarci de la cineva. Ce frumos! 6 de cupe, iată, iertarea! Ție ți-a greșit cineva, ți-a greșit cineva foarte mult în trecut. Și persoana aia te-a considerat foarte naiv sau naivă. Te-a lovit în puterea ta personală, însă ai avut capacitatea de a o lua de la zero. Și foarte bine ai făcut. 6 de cupe arată împăcare. Iată, luna mai pentru tine înseamnă bucurie, luna mai pentru tine înseamnă vindecare, luna mai pentru tine poate însemna o pauză sau joacă. Te joci, te joci cu dragostea, te joci cu cel de lângă tine, te joci în profesia pe care o faci, îți dai seama că nu poți împăca pe toată lumea, încerci să fii cât se poate de liniștit în interiorul tău și nu îți pierzi absolut deloc încrederea în Dumnezeu și în puterea Lui, în Tatăl Creator. Ai o relație directă cu acesta și cred că asta te ajută foarte mult să treci peste momentele grele. Dragii mei, acestea au fost citirile. Eu sper că v-a plăcut, sper că v-ați regăsit. Aștept comentariile voastre în secțiunea de comentarii și, bineînțeles, dacă v-a plăcut, puteți să dați un like și un share. Nu uitați că ne întâlnim în online pe pagina mea de Facebook Amos Tarot, pagina mea de Instagram Amos The Wizard. Iar dacă vreți să aflați mai multe detalii despre mine, puteți să mă găsiți pe amostarot.ro. Vă îmbrățișez pe toți și vă doresc o zi minunată!